Circulația pe bulevardul Calea Unirii a devenit un chin pentru șoferii suceveni. Singura arteră care face legătura între cartierul Burdujeni și centrul orașului a fost întotdeauna destul de aglomerată, dar parcă atât de prost cum s-a circulat în ultimele zile nu a fost niciodată. Începând de la primele ore și până după amiază, bulevardul este aproape blocat, iar circulația se desfășoară cu dificultate bară la bară. La asta contribuie din plin și unele lucrări pentru modernizarea iluminatului public și înlocuirea unor conducte de termoficare. Deși nu este sărbătoare astăzi pe Calea Unirii din municipiul Suceava, conducătorii auto circulă bară la bară. Aglomerația este oarecum justificată, însă pentru un singur sens de mers. Este vorba despre sensul de mers din centrul orașului spre cartierul Burdujeni, unde muncitorii unei firme de construcții îngroapă cablurile electrice. Din cauza puhoiului de mașini, nu de puține ori se întâmplă ca mașinile pentru intervenții aflate în misiune să rămână blocate în trafic. Ambulanțele, mașinile poliției sau ale pompierilor trebuie să facă un adevărat slalom printre mașini pentru a putea ajunge la destinație.